Încă un bărbat bănuit că a participat la înstrăinarea ilegală a imobililor din Cahul a fost reținut de către ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori. Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi acționat în complicitate cu alți doi bărbați, printre care un registrator de la Oficiul Cadastral Raional, arestați în luna martie. Tânărul de 34 de ani, originar dintr-un sat din municipiul Cahul, acționând în complicitate cu un registrator de la Oficiul Teritorial Cadastral Cahul și un alt bărbat, ar fi falsificat buletinul de identitate și hotărârile de judecată, în baza cărora a obținut ilegal dreptul de proprietate asupra două bunuri imobile. Bărbatul va petrece următoarele 72 de ore în izolator. Amintim că cei doi suspecți care în prezent se află în arest pentru 30 de zile au fost reținuți de CNA și de procurorii anticorupție într-un caz de escrocherie și exces de putere. Suspecții identificau persoane care aveau apartamente în proprietate și le deposedau ilegal de acestea în baza unor hotărâri de judecată inexistente și a unui buletin de identitate fals. Dacă vina celor trei bănuiți va fi dovedită, aceștia riscă până la 15 ani de detenție.